Gata, ne-a sorit o seară tristă. Foarte, nu că tristă, foarte tristă. Vreau să spun că, nu, suntem de 7 ani în divizia, am văzut atâtea meciuri, sunt de 2 ani de zile la echipa asta. Nu mi-aduc aminte să fi văzut o asemenea a doua repriză cum am avut-o noi aici. Cred că a fost cea mai slabă a doua repriză din viața acestei echipe. Sunt dezamăgit, așa, pentru că ceea ce arătasem în prima repriză, chiar, eu știu, chiar dacă s-a terminat în dezavantaj, era o nedreptate pentru ceea ce se întâmplase cu eu știu, acel gol primit. Dar am crezut în repriza a doua că putem să refacem, să recuperăm terenul și să... Nu, ți-a spus, nu mi-aduc aminte, nu există ceva similar în prestația echipei noastre în decurs de 7 ani de zi. Ar găsit deja o explicație sau vă gândiți? Ți-a spus, nu vă explicație. Eu mai puțin și chiar dacă am explicație, nu vi le dau vouă. Pentru că, cum să spune... Așa, intru în terenul antrenorului pentru a analiza prestația jucătorilor și nu am atribuțiile astea, sunt ale lor și le vor analiza, sigur că eu știu, așa, mă uit și văd și din punctul ăsta. Bă, ești nesimțit. Băi, nesimțitule, bă, dar așa.